ziua și bine v-am găsit! Astăzi, tot pe 10 aprilie suntem, iată că am timp să și filmez, să și fac treabă, nu-i bai. Nu e așa grav cu filmatul cum se preconizează. Chestia e să ai ce arăta. Bun. Aici am două colonii. Dar la această colonie nu i-am făcut nimic. O să încep cu colonia principală, fiindcă nu am deschis-o în anul acesta. Încă nu știu ce puietare. În schimb, știu că au mâncat 2 kg de turt. N-am restrâns-o. În toamnă, în august sau septembrie, a fost ultima restrângere la ea și am zis îi fac tratamente și ce o fi cu ea, aia o fi. Și iată că a trecut de iarnă. A trecut de iarnă și chiar e curios ce a făcut. Că de turturi le-a mâncat, nu mai e turtă. Și la ce mă gândesc eu așa că o fi. Ce o fi, n-o fi, ia să vezi. Am zis să o deschidem împreună. Iar prima rundă de turtă a fost falită. Aici a fost un kilogram. Înainte de frig am mai dat un kilogram, aici, iată. Iată cum arată ăsta, deci, vă spun, n-a iernat, nestrâns. Deci cum a fost el, cum voia Domnului, așa a fost ăsta. De ce l-am lăsat așa? De curiozitate. De curiozitate, că mai facem câte o nebunie din asta, prin stup. Când ai albine, mai faci nebunii din astea, să spunem. Ia să începem să deschidem, să vedem ce avem în el, puiet. Mai e matca, nu mai e matca. Dar consider eu că dacă am mâncat atâta turtă proteică, trebuie să aibă matca. Cu toate că și cei care nu au cei care n-au avut matcă au luat turtă. Aici o ramă după diafragmă, a fost lăsată cu miere. Nu s-au dat prea tare la ea. O dăm deoparte de cam dat. Chiar ești curios ce-i cu cuibul la această colonie. Ce trebuie? Dar nu mai am ce să-i fac, oricum n-am ce să-i fac, da? Să mă uit așa, prin ea, ceva spectaculos este că a fost o matcă izolată. Asta e prima ramă din cuib. Aici este izolatorul de măr. Chiar ești curios cum arată centrul cuibului, acolo, cu puietul. Cum pot să iernez și astfel, adică este un alt tip de iernare, ceva ca jenică, ca domnul jenică, mi se pare. El nu face restrângeri deloc. Și am zis, hai mă, să încerc și eu ceva, să încerc. Să văd cum se poate dezvolta o astfel de colonie. Încă n-am dat de puiete, de-aia n-am zis nimic. Și eu aștept să dau de puieta. Să aibă mătcuța, nu? Mătcuța este importantă. Să mergem mai departe. O colonie nestrânsă. Nu ferită de frig, nu nimic. Și iată prima ramă unde avem puiet larvat. Puiet larvat și pe partea asta la altă avem căpăcit. Și oată. Și matca. Deci aici avem matcă roșie. Avem o mătcuță roșie aici. Da?
special am lăsat această matcă să ierneze astfel. Deci e o surpriză totală. Foarte frumoasă colonie. Dacă ne strâns are aici piet, bine că nu cred că are ea până în capăt acum. E prima ramă. Protejăm masa. Asta e. Ne bucurăm de această colonie. Trecem mai departe. Fiind matcă roșie, o să vedeți că iată aici avem puiet la eclozare. Da. A doua ramă cu puiet. Arată interesant așa. Ar fi o... cum să zic eu, nu știu, ele nu sunt roitoare de neam, să zic așa, nu? N-au în cap chestia asta cu roitul, dar unde îl mai extind eu pe ăsta? Unde îl mai extind? Deci domnul care vrea să ia o colonie de albine de la mine, dacă vrea să-l ia pe ăsta, îl dau cu toată plăcerea. Iată, aici avem și trântul deja. Avem trânturi. Interesant. La puțin apicultori am văzut trânturi căpăciți. Sau chiar n-am văzut, nu știu, am văzut la cineva cu de curând. Arată bine. Mergem mai departe. Așa, iasă. Vedem până unde, cât, ce fel de cuiba și-a făcut ea. Are și aici puiet. Dacă nu a fost strâns cuibul, ea n-a luat chiar... A făcut ea așa un cuib cum a considerat ea, dar puiet are o grămadă. Una, două, trei, asta e a patra ramă pe care a pus puiet. Ce m-a mai surprins pe mine acum, stupine, este... Eu m-am dus pe două linii de albine, adică două tipuri de albine. Am împărțit așa, am măci roșii și am măci negre. Iar interesant este că la cele roșii am albină cu acest cu inele roșii. Iar la cele negre am crezut că se vor curci și voi avea și roșii, și... dar sunt rare aceste curciri între ele. Chiar aș fi curios oare se împerechează cu, doar cu trântori din rasa ei? Ar fi o chestie interesantă asta. Ar fi o chestie interesantă. Ia curios are și aici, puiet. A făcut acolo pe 4 rame. În rest e rezervă de mâncare. E împreșteat albina pe restul ramelor și și-a mâncare de acolo. Lucrează pe ramele respective. Dar cuibul e acolo pe 4-5 rame. Deci, teoretic n-ar trebui să-mi bat capul cu ea foarte tare. Ce-a mai rămas un pic de turtă. Oricum îi dăm încă o, acum venim cu încă un kilogram, are în cap 3 kg de turtă. Vă dați seama, investiție de 7 lei turta, 8 lei, 25 de lei. Na, plus ramele, se adună bănuțul, adică bănuțul investit, că nu-i primul. Iată, și pe restul ramelor avem doar mâncare, de unde ia și-a tot luat. Aici vine cu polen. Deci interesant este că ea și-a făcut cuibul, o să-și facă cuibul ăsta așa, din centru. Și
și aici pe lateralul să-și aducă polen și rezerva de mâncare rămâne neatinsă. O să aibă miere mai departe. Nici eu nu o ating. Dacă cineva dorește, adică domnul acela știe el care, vrea să ia această colonie, să vină, are, nu știu ce scopuri să aibă, aici am 11 rană, dar încape și pe 10, nicio problemă, îndepărtăm una și se poate alege, iată, cu o colonie superbă. A, bineînțeles, dacă dor. Dacă le-aș fi avut așa, pe toate, acum eram boier. Bun, ce-i facem? Nu-i facem nimic, îi punem, îi punem la loc. Punem la loc rama, mai băgăm un kilogram de turtă. Aici a mai rămas ea un pic așa. Îi las aici pe margine, așa, îi punem. Nu știu, nu mi se pare o colonie foarte mâncășoasă, ramele cu miere sunt destul de bine. Aici a mai rămas ceva mâncare. Eu pun aici așa. Hai, mai venim cu un kilogram. Să aibă mâncare, nu că n-ar avea, dar să-i dăm. Să-i dăm să aibă mâncare. După ce-i dăm și kilogramul ăsta de mâncare, eu vin cu kilogramul la ea. Ia să ne bucurăm de această colonie. Mască roșie, tânără. Da. Dar ce s-a întâmplat, de fapt, istoricul ei este în felul următor, că ea a avut mască, am băgat-o la izolator, a murit masca în izolator, a fost mai în vârstă, na. După ce a murit acea mască, n-am avut nicio... Adică n-am mai avut regine la ea. Eu tocmai făcusem bocile de... prin transvazat. Transvazat, am făcut boci în transvazat și am zis, hai mă, să-i dau o botă și fie ce o fi. L-am curățat bine de varoa neavând cuiet, a primit benzile cu amitraz. S-a curățat bine de pălut și iată ce a ieșit din el. O frumusețe! Bun. Să-i băgăm kilogramul de turtă. Vedeți, dacă, nu, dacă colonia e sănătoasă și puternică, nu mai ai ce să-i faci. La el alțam de lucru. La ăsta e cu mâncare și îl lasă în pace. Atât ai face. Bravo lui. Pune folia și asta basta. Lângă el am pregătit o matcă ajutătoare era ea. Adică s-o ajut pe asta, în caz că se întâmplă ceva. Ce să mai ajut, că nu o să mai am loc pe un stupos. Când văd că exagerează, o băgăm la izolator, ce să-i facem. Iar aici avem măcuța aia micuță, a mâncat și aici. Măcuța micuță, colonia micuță. Aceasta urma să fie unificată cu respectiva, da? Dar n-a fost să fie. Situația era cu totul aparte. Am mâncat și aici. Iată, am mâncat toată turta. Venim și la ea.
și ea a fost băgat în camera aceea. Aceasta a fost băgat, fiind micuț, nu. El n-a fost lăsat de izbeliște, să zic așa. Îi mai dăm un pic de turtă și lui. Singurul lucru care mă interesează la ea este matca, dacă o are. Dar, acum că am luat diafragma deoparte, am văzut că arată binișor. Binișor, binișor. Binișor de tot arată. Aceasta e rama cu mâncare. Deci, am pus la fiecare ramă cu mâncare. Ea arată în felul ăsta. Aici a fost miere, au consumat. Acum această folie o îndepărtăm. Voi veni cu diafragma de lemn. Dar să văd prezența reginei, chiar dacă ea este micuț, este ținut pentru matcă, o matcă de rezervă. Vom vedea prezența ei, adică are puietare, nu e nicio problemă. Vedeți, mâncarea e pe aici colo, adică nu-i deloc. Mâncarea pe aici colo nu-i deloc, cam așa e. Bun. O să vin cu o ramă de mâncare de la stupul acela la ea. Îi aduc și lui miere. Numai cu turtă nu supraviețuiește. Mă mir că a supraviețuit aceasta. Ia mâncare ioc. Deloc. Deloc, deloc. Venim cu rama cu miere și cu turtă și va fi totul bine, chiar dacă e micuț. De fapt, e să zic că îl am pe la poram. Vedeți ce s-a uscat săracul de mâncare? N-are mâncare de... Bun. Deci, aici venim cu mâncare, nu o să mai filmez mai departe, că și așa e prea lung filmul. Ia să facem aici așa, îi punem diafragmă, punem diafragmă aici. Și se aduc săracului o ramă de mâncare. Bun! Până la următorul film, numai bine!